Te-ai pregătiți? Eu da. Începe școala, nu de alta, așa că am zis să fac un mic hol, un hol cu haine pentru Maximilian, că da, luni începe grupa pregătitoare și am luat câteva hăinuțe, nu foarte multe, pentru că mai are de anul trecut și am sortat și mai trebuie să-i sortez care vin, așa că nu m-am apucat să iau o grămadă pentru că mai are. Și i-am luat așa, doar să mai aibă așa de schimb între ele și i-am luat și ghiozdenel, așa că da, urmează hol Pepco și nu doar Pepco. Am mai fost și la un magazin chinezesc și am luat și ghiozdenel, să putea cu, nu să putea altfel, cu Spider-Man. Am găsit și ceva cu o imagine ieșită așa în afară 3D, deci domnul de aici era ieșit așa mai în afară, dar era mai greu și am zis ok, nu cred că e necesar să îi iau un ghiozdan așa de greu, că o să aibă greutăți destule în el. Și l-am luat pe acela, cred că am dat 40 de lei. Pentru grupa pregătitoare cred că e destul, este necesar. Nu știu de ce sunt beată, dar am lipsit câteva săptămâni bune după YouTube pentru că m-am săturat să vă spun și scuza, timpul nu am timp. Așa că nici acum am terminat treaba pe teren și am zis ok, trebuie să le filmez pentru că le-am luat de ceva timp și n-am avut timp să le filmez. Nici machiaj, după cum mă știți, mă cunoașteți, doar cu un luciu de buze pe care îl ador de la Avon, are un pic de culoare și îmi place maxim. Restul eu naturală, după cum mă știți, după cum mă și cunoașteți. Deci, hol Pepco cu trențe pentru Maximilian. O să vă spun și prețurile, că le-am găsit ușor așa, parcă reducere ceva. Aici am două bluze, mai subțirele așa, potrivite pentru toamnă, ca să nu-l îmbrobodesc, nu-i place lui să fie foarte îmbrobodit, nici mie. E una cu dinozauri și una este albastră sau negru, așa, spre albastru. Deci, astea două au costat, să vă spun acum, 18 lei. Deci, pe astea două am dat 18 lei. Sunt ok pentru început de toamnă. Și când e mai frig, îi dau un tricou cu una din asta și o gecuță, pentru că, nu, în clasă e cald, nu e frig. Nu pot să-l îmbrobodez, mai ales că nu are stare, aleargă, transpiră, nu o să-i dau 100 de geci. Că e ca măsa, nu suportă prea multă căldură. Ok. După cum am intrat în magazin și l-am văzut, ok, zic, ia uite, Max, ce am văzut eu. Sunteți pregătiți? Da. I-am luat un fel de training. Asta e o bluză cu fermoar și capișon. Ce nu mi-a plăcut că nu are buzunare, că el e obișnuit să bage mâna în buzunar. Asta a costat 32 de lei, doar bluzica. Și are și pantalonașii. La fel, că doar se putea fără minioni, nu se putea, și dinozauri. Și ia uitați, banana, minioni și pe aceștia am dat, cât am dat? 27 de lei. Dar sincer vă spun că mi-au plăcut și mie foarte mult. Dacă găseam, îmi luam și eu o pereche, măcar să-i port pe acasă, că dacă i-au prins și lumea, că am dat în lumea copiilor și a desenelor. Nu că nu mi-ar sta mintea acolo. Un mic secret, îmi place să mănânc la desene și Max face asta și spun, mami, nu e voie. Dar zice soțul, oare cu cine seamănă? Nu știu, zic. Da, nu, încerc să nu las să mănânce la desene, dar asta îi place. Poate s-a transmis de la mine, habar n-am. Ok, am mai găsit niște pantaloni drăguți. Eu nu îi dau blugi lui Max, nu știu, nu-mi plac, am impresia că îl strâng, nici eu foarte rar port blugi, nu îmi plac, prefer alt material, așa că și eu îi iau altceva. Pantalon de training, un material foarte ușor, foarte fain, cu Alvin și veverițele, aici e veverița asta, și am dat pe ei 32 de lei și la fel am găsit, cred că două bluze, tot așa la pachet. Adică un pachet de două, așa, două bluze. Și uitați-mă cât de drăguțe sunt, că le-aș purta și eu, nu alta. Ia uitați cât de drăguțe sunt. Deci asta e pe albastru și mai e asta pe, la fel ca și pantalonii cu maro ăsta,
cu veverițele astea drăguțe, care îmi plac foarte, foarte mult. Și este mărimea 110, da, 4-5 ani. Maximiliana a făcut 6 ani, dar el este mai mititel, mai sprinten și n-am putut să iau de vârsta lui 5-6 ani, așa că i-am luat între 4 și 5 ani, pentru că este mai mititel și am dat 32 de lei pe amândouă, adică 16 lei pe o bluzică din asta. Îmi plac pentru că sunt subțirele, pot să le dau cu un maieu, v-am spus, nu îl îmbrobodesc pe Max foarte tare, deși am tendința asta câteodată, dar după aia îmi dau seama că el aleargă mult, nu stă locului și n-are rost să fac treaba asta. Pentru că atunci când e cald se irită, nu are stare, se... ca mine. Apoi, i-am luat un tricou din ăsta cu cameleon, cred că da. Ia uitați așa, simplu, nu am luat decât două pentru că el încă mai are haine și nu dau banii dacă are, am mai primit și nu dau banii dacă are haine și gălții, încălțăminte pentru că nu are rost. Pe acestea am dat 10 lei și mi-a plăcut foarte mult, drăguț, așa simpatic, așa ca el. Apoi i-am mai luat încă unul cu Mickey Mouse. Foarte drăguț și ăsta, un verde așa lămâie, nu știu cum se vede pe cameră, dar e drăguț. Și pe ăsta am dat tot 10 lei din Pepco și să vă spun și mărimea, 104 cm, 3-4 ani. Ca să înțelegeți că micuțul meu e chiar micuț, chiar dacă a făcut 6 ani. Și ultima chestie pe care am luat-o... De fapt, și a ales el niște Adidas. De fapt, nu cred că sunt Adidas, cred că sunt mai mult Tenes. Se putea fără Spider-Man? Nu se putea niciodată. El mai are o pereche de Adidas, aceia sunt un pic mai groși din alt material. Asta e o pânză, dacă plouă sau ceva, se ude la picioare, dar nu merge pe jos, că îl duce taică-su cu mașina la școală, așa că... sunt ok de toamnă până când o veni frigul. Doamne, dă să ningă de sărbători, asta îmi doresc, dar e cale lungă până atunci. Sunt numărul 26 pentru că el este mititel. Și să văd și cât am dat pe ei. 27 de lei. Tot din Pepco, numărul 26. Atât poartă Maximilian. Și i-au plăcut lui? Ok, am zis, dacă îți plac ție, hai că ți iau. Astea sunt... hăinuțele pentru grădiniță, nu i-am luat foarte multe, după cum vă spuneam, pentru că mai are și pantaloni, mai are și bluze și tricouri. Geci de iarnă nu i-am luat pentru că a primit și are o grămadă și nu văd rostul să dau banii pe ele. Îi iau doar ce are nevoie și ce nu are, adică strict necesar. O să mai vină un haul de genul, dar nu de haine, ci de rechizite, pentru că după ce o să începem școala, să ne spună doamna ce trebuie să cumpărăm. În mare îmi cam dau eu seama, am deja creioane colorate, i-am luat și niște creioane din acelea verzi care scriu așa alunecă ușor pe foaie, ascuțitori, are gumă de șters și o să ne mai spună doamna, acum e grupa pregătitoare și mă gândesc că o să-i trebuiască caiete speciale, dar nu-i problemă. De matematică cred că mai are, dar... aștept, deci eu sunt fericită, sunt foarte bucuroasă când cumpăr rechizite pentru Max, parcă m-aș duce eu la școală, nu el, dar îi plac și lui, așa că abia aștept să înceapă și sper să fie ok, pentru că e la grupa pregătitoare și a schimbat clasa, colegii, doamna, bine că o să mai fie colegi cu el, care au fost cu el, dar nu toți și cred că o să fie ok. Așa că o să vă țin la curent cum o să fie școala, cum o să înceapă, dacă o să-i placă, eu sper că da. Că o cunoaște pe doamna, ne-am întâlnit, am mai luat-o soțul cu mașina, deci o cam știe pe doamna lui, noua doamnă, și sper să fie ok. Azi când filmez eu e 1 septembrie, așa a trecut vara asta, vai de capul meu. Timpul ăsta zboară. Ok, dragii mei, hai că mă lungesc, să vede că n-am vorbit de mult și mi-era dor să dau din gură. Să spuneți voi ce ați cumpărat pentru piticii voștri, dacă vă pregătiți, adică sigur vă pregătiți cele care aveți copilaj mari de 6 ani, 5-6 ani, să-mi spuneți ce le cumpărați, ce pretenții au,
Sunt curioasă să îmi lăsați comentarii ce cerințe au doamnele de la ei, că na, mă gândesc că la fiecare e diferit. Așa că sper că v-a plăcut acest video și noi ne vedem data viitoare. V-am țucat! Pa!